Pe lângă vaci oi, pe pășunile unei comune clujene pasc de câteva săptămâni peste 80 de bizoni aduși tocmai din Danemarca. Acesta este doar începutul. Până luna viitoare, aici va fi cea mai mare crescătorie de bizoni din estul Europei, care va avea peste 800 de exemplare. Doi investitori, unul din Germania și altul din Austria, au simțit mirosul unei afaceri rentabile pe niște terenuri nelucrate din localitatea Țaga. Au închiriat aproape 200 de hectare de pășune, unde cândva pășteau vacile localnicilor. Cum acestea s-au cam împuținat, administrația locală nu a putut da cu piciorul unei asemenea investiții în comună. Am primit un telefon, doi investitori, un austriac și un german, s-au interesat, sigur, partea română, deci au un reprezentant pentru România, s-au interesat unde ar fi pășune disponibilă pentru închiriere și pentru un an de zile, iar apoi concesionarea pe 49 de ani. Primii bizoni au ajuns în urmă cu două săptămâni pe pământ românesc și chiar s-au acomodat cu pășunile noastre. Până la sfârșitul lunii iunie vor sosi și alte transporturi cu bizon din Danemarca. În total, pe pășunile din Țaga vor paște peste 800 de astfel de exemplare. Va fi cea mai mare crescătorie de bizon din sud-estul Europei. Bizonii pe care vedeți în țarcul din spatele meu nu vor rămâne pentru multă vreme aici. Ei vor ajunge pe mesele unor oameni bogați, pentru că un kilogram de astfel de carne costă 70 de euro. O afacere bănoasă care va aduce și locuri de muncă pentru săteni. Chiar dacă oamenii nu știu prea multe despre bizoni sau chiar îi confundă cu zimbri, sunt mândri că pe dealurile lor pasc astfel de animale. Ia de acolo, Ani. Mă uit la ei că vin mai în jos sau merg mai încolo, așa cu turba, dar pe eu nu știu nici ce culoarea lor, așa numai așa, ca cum aș vedea niște gibori. S-au adaptat. Văd că le merge foarte bine. Încă nu le cunoaștem istoria și povestea lor, dar încerc să adaptează. Investitorii vor să construiască în Țaga și un hotel care să fie folosit de către cei care vor veni să viziteze zona și să vadă și ferma de bizoni. În plus, va fi construit și un abator pentru procesarea cărnii.